Mai avem foarte, foarte puțin până când românii vor fi chemați la vot. Ce scor își propune Partidul Social Democrat pe 6 decembrie? PSD va avea cu siguranță cel mai mare scor în aceste alegeri. Va fi partidul care va aduce cu siguranță cele mai multe voturi. Deci peste 30%? Categoric peste 30%. Pentru că PSD are un program de guvernare foarte consistent pe toate domeniile de activitate. Are oameni care știu să facă acest lucru. Ați văzut prezentarea publică a programului de guvernare. Au fost prezentați acolo toți cei care au scris fiecare capitol în parte pe diverse domenii de activitate. Oameni cu foarte multă experiență. Oameni care au demonstrat de-a lungul carierelor lor că au făcut lucruri importante, în așa fel încât oamenii să aibă încredere că dându-le votul nu va fi doar o poveste. Am văzut o fițuică liberală zilele trecute, au înghesuit, am văzut pe o pagină întreagă titlurile capitolului. Dom'le, pune consistentă, ce vrei să faci, spune-ne de unde vrei să iei banii, unde vrei să-i aloci, ce faci cu investițiile de care te tot laudă atunci, pe care nu le faci, ai tăiat investițiile și le-au dat la fondul de rezervă. Au ascuns în această fițuică liberală deciziile majore. Ne-am spus transparent, pe 200 de pagini ce vrem să facem pe fiecare capitol în parte. Am făcut lucrul ăsta și în 2016, când PSD a primit un vot important pe un program de guvernare. Care ce a făcut acel program de guvernare? Dincolo de lucrurile care nu au fost făcute, mult mai puține decât cele care au fost făcute, a adus românilor o viață mai bună. Puterea reală de cumpărare a oricărui român din această țară a crescut cu 30%. A crescut pur și simplu nivelul de trai. Asta vrea în continuare PSD, să facă românilor un trai mai bun aici la noi, în țara noastră.